Tuturor în după amiaza aceasta, în Ebenezer, în casa lui Dumnezeu. Bun venit în acest loc în care, mai mult decât orice, am dorit ca să trăim ceea ce a cântat corul, și anume că Domnul oștirilor, care este și bun și minunat, este Dumnezeul nostru. Am venit în după amiaza aceasta așa cu emoții la biserică și cred că nu doar eu, pentru că este un sabat aparte pentru noi. Este un sabat în care să privim în urmă și este un sabat în care să ne despărțim de fratele pastor Marius Niță. Nu trebuie să o luăm în tragic, rămâne în Madrid, rămâne aproape. N-am găsit un cuvânt mai bun decât despărțire. La revedere, în orice caz, florile pregătite, lacrimile, fac ca acest cuvânt să nu fie totuși prea departe de realitate. Vreau să vă mărturisesc că eram așa la deschidere, cântam și mă uitam. Mihai, Marius și cu mine suntem colegi, suntem prieteni. Pe deasupra locuim și în foarte apropiați. La etajul inferior este Mihai, următorul apartament e Marius. Așa că eu îmi spun, dacă vorbesc mai tare, cel puțin doi martori am sigur. Îmi amintesc cu 4 ani în urmă, l-am cunoscut prima dată pe Marius și îmi povestea după aceea, trecând timpul, cât de bine se simte în Ebenezer. A fost prima lui biserică după ce a terminat teologia. Îmi povestea cât de frumoși sunt tinerii de aici, cât de frumoase sunt programele de la biserică, cât de prietenoși ați fost dumneavoastră cu el, în așa fel încât după 2 ani de tot povestindu-mi, când mi s-a spus să vin la Ebenezer, m-am simțit că vin acasă și că am găsit și eu aceeași atmosferă de oameni, de bărbați și femei, de tineri, care îl iubesc pe Dumnezeu și îl așteaptă să vină curând. În acest moment de despărțire, aș vrea să rămânem la cuvântul scris și vă invit pentru câteva momente, eu am 7 minute, Marius o să aibă cel mai mult și Mihai o să aibă 9. Aș vrea să citim un scurt pasaj din 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 5 până la versetul 9, pagina 1153. Cine este Pavel și cine este Apollo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu prin care ați crezut și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Cel ce udă și cel ce sădește sunt tot una și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Vedeți, momentele acestea de schimbare sunt momente în care să te întreb cine este unul și cine este altul. Și cuvântul lui Dumnezeu spune foarte frumos că dacă Dumnezeu așteaptă ceva de la noi, dacă Dumnezeu aștepta ceva de la Marius, de la Mihai, de la noi toți care suntem în după-amiaza aceasta, este ca să fim într-adevăr niște slujitori ai cui? Ai lui Dumnezeu. Îmi place atât de mult ca să vin la biserică. Și cred că dumneavoastră veniți cu același gând în locul acesta. Cei care sunteți la balcon, echipa tehnică, sunt în fața monitoarelor. Cei care cântă la pian, coriștii. Noi nu suntem aici ca să ne slujim unii pe alții. Noi nu suntem aici doar ca să facem ceva pentru ca ceilalți să se simtă bine. Ci noi suntem aici. Pastori, presbiteri, diaconi, instructori, fiecare după darul lui, ca să-L slujim pe Dumnezeu.
Și în slujirea lui Dumnezeu, drumul acesta trece pe la semenii noștri, pe la prieteni, pe la societatea în care Dumnezeu ne-a lăsat. Dar niciodată nu trebuie să uităm acest mare adevăr, că suntem aici ca să slujim pe Dumnezeu. În al doilea rând, ce mai spune textul acesta despre Marius și despre Mihai? Este că fiecare slujește după puterea dată lui de Dumnezeu. A fost un pastor înaintea mea, am venit eu și într-o zi altcineva o să fie după mine. Și niciodată nu putem să ne comparăm unul cu altul. Fiecare are darurile lui, fiecare are plusuri și minusuri. Și de aceea apostolul Pavel spune că fiecare după puterea dată lui de Dumnezeu și dacă ceva se face în biserică, nu este pentru că noi slujim prin puterea noastră, ci pentru că dincolo de noi este Dumnezeu. Unul sădește, altul udă, dar a treilea lucru pe care vreau să-l spun în această după-amiază este că Dumnezeu face să crească. Că dincolo de ce ar putea să facă omul, dincolo de ce ar putea să facă un părinte pentru copilul său, este lucrarea lui Dumnezeu. Și să știți că mie versetul acesta mi-așează liniște în suflet. Slujesc de 2 ani la dumneavoastră și vara, pe lângă faptul că plec în concediu, este și ocazie de reflexie, de analiză. Și îmi dau seama că poate că anumite lucruri aș fi putut să le fac altfel. Marius, după 4 ani, probabil că gândește la fel. Anumite lucruri ar fi putut să fie făcute altfel. Dar textul acesta îmi dă liniște în suflet, spunându-mi că dincolo de ceea ce facem noi, dincolo de ceea ce faceți dumneavoastră, este Dumnezeu care generează creșterea. Și atunci când vedem copiii care cresc frumos lângă El, atunci când vedem soțul sau soția de lângă noi că se dezvoltă spiritual, atunci când ne vedem membrii la școala de sabat că se dezvoltă, nu este meritul nimănui. Este lucrarea pe care Dumnezeu dorește să o facă în fiecare. Mai este un lucru mai greu de acceptat, dar și acesta frumos, din versetul 7, nici cel ce sădește, nici cel ce udă, nu sunt nimic. Da, și pentru pastor e valabil, și pentru prezbiteri i-am adus aici. Pentru toți, în ziua în care tragem linia, nu putem decât să aducem slavă cui? Slavă lui Dumnezeu, pentru tot ceea ce a făcut El. Și mai am un ultim lucru pe care vreau să-l spun. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una. Și îmi doresc ca prietenia între noi să continue și Torehonul să fie mai aproape de Ebenezer, cu plecarea lui Marius, proiectele frumoase să continue, pentru că și unul și altul sunt tot una. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi ca biserică, Dumnezeu să îl binecuvinteze pe Marius, acolo unde va merge și familia lui, și Dumnezeu să îl binecuvânte pe Mihai și familia lui în acest nou început, pe care îl doresc, de fapt, o continuare a tot ceea ce a fost frumos până acum. Amin? Amin. Îl invit pe Marius să ne spună câteva cuvinte, apoi aș dori încă o dată să-i vedem familia întreagă și să îi putem oferi un buchet de flori și lui Edith, după care să-l ascultăm și pe Mihai. Marius? Probabil că vă întrebați în momentul acesta ce-o fi în mintea mea. E adevărat că au trecut 4 ani și câteodată trece timpul așa zburând, parcă n-avem timp pentru toate. Mi-aduc și acum aminte așa, parcă a fost ieri, fratele George Mila și aici martor. Ne-am întâlnit undeva la Castellon și îmi spunea, o să-ți placă la Ebenezer. Și a avut dreptate, mă bucur pentru lucrul acesta. Mi-aduc aminte de, știți, când ajungi la un moment de felul acesta, te gândești la toate ocaziile când a fost în prima dată. Mi-aduc aminte când fratele Silviu este pe acolo, spunea, prima dată un membru de comitet mă saluta la Ebenezer. Au fost multe, multe ocazii. Prima dată când am mers în vizită la cineva de la Ebenezer, au fost foarte multe. Personal mă bucur că au fost. Probabil că vă așteptați să spun acum toate acele lucruri. Vreau doar să vă spun un lucru. Atunci când
mi s-a spus că vin la Madrid, o biserică de 600 de membri, 800 și ceva de locuri plină. Adevărul este că ți se face inima mică și când am intrat în acel prima dată când fratele Titi Gâdea m-a invitat ca să urc la amvon, m-am simțit mic. Realitatea este că văd acum o biserică mică, nu o biserică mare. Eu cred că a fost rodul șederii noastre împreună, a relației dintre noi. Ne-am cunoscut, ne-am apropiat și atunci când te apropii, parcă lucrurile nu ți se mai par așa departe, așa mari, parcă toate sunt la îndemână și parcă toate sunt frumoase. Așa văd că unii dintre dumneavoastră nu și-au schimbat nici măcar locul unde se așează în timpul celor 4 ani. Este bine, eu întotdeauna am zis că o schimbare, știți, dacă lucrurile nu merg bine, o schimbare e bună, dacă lucrurile merg bine, și la fel de bună este o schimbare ca să fie binecuvântat și alții. În cazul ăsta, dacă colaborarea dintre noi a fost bună, înseamnă că Domnul a zis să mai trimitem din binecuvântarea aceasta la Maranata, la Torrejón, și din binecuvântarea aceasta să guste și Mihai, care e prietenul meu și mă bucur că el este cel care a fost ales ca să vă slujească. Poate așa o mulțumire binevenită Bisericii Ebenezer, m-am simțit parte din această biserică, m-ați primit extraordinar de bine și am învățat multe de la dumneavoastră. Asta am spus-o și în particular la mulți dintre dumneavoastră și o spun din toată inima. Dacă astăzi am crescut față de ieri, o recunosc că este datorită Bisericii Ebenezer, a comitetelor, a pastorilor cu care am colaborat, fratele Titi Gâdea, fratele Sergiu, vecin și prieten, da, cum spunea, și unele lucruri chiar nu se schimbă. Spunea că nu găsesc un cuvânt potrivit, despărțire parcă sună, da, ne mutăm în vecinătate, da? Până acum am locuit în aceeași casă, acum suntem doar vecini. Un text așa, îl căutam așa ca să vă transmit un text, am găsit mai multe. Și m-aș bucura ca Biserica Ebenezer să nu rămână așa cum o știu, ci să crească din toate punctele de vedere. Și acum, așa cum spune Pavel, cum putem noi oare, a 3-a Tesaloniceni 3:9, să mulțumim îndeajuns lui Dumnezeu cu privire la voi? Pentru toată bucuria pe care o avem din pricina voastră. Și mi-ar plăcea ca textul acesta să se împlinească cu vârf și îndesat atunci când mai auzim unii de alții. Și așa ca o ultimă ocazie în care suntem împreună, probabil că vă gândiți ce ne-ar mai spune Marius, ce am avut de spus, v-am spus. Poate doar un lucru așa pentru dumneavoastră și pentru cei care rămân, da, pentru Sergiu, pentru Mihai. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce ostenesc între voi, care vă curmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc, să îi prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrării lor. Amin? Domnul să vă binecuvinteze și când ne mai vedem, să ne aducem aminte de vremurile bune și frumoase pe care le-am trăit împreună. Aș vrea să vă mărturisesc că primul verset care mi-a venit în minte atunci când m-am gândit la momentul acesta, că Marius va pleca de la noi, a fost acela din Eclesiastul, capitolul 3 cu versetul 1, care spune că toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. E adevărat că venirea unui pastor și plecarea unui pastor de la o biserică nu este amintită în lista pe care Pavel o face, pe care Solomon, mă scuzați, o face în continuare. Însă eu cred că nu greșim dacă așezăm lucrul acesta în această listă,
Pentru că eu sunt convins că Dumnezeu a hotărât ca în urmă cu 4 ani de zile, dacă nu mă înșel, Marius să-și înceapă activitatea lui de pastor în comunitatea noastră, în comunitatea Ebenezer, și de asemenea cred că probabil în același moment Dumnezeu a hotărât ca după 4 ani de zile Marius să predea, dacă pot să spun așa, cu o mână o ștafetă pe care scrie păstor de mielușei și de oițe, și să primească cu cealaltă mână, nu știu exact cu care, o altă ștafetă pe care scrie păstor de mielușei, de oițe, dar și de oi. Aș vrea să vă spun că săptămâna aceasta mi-am luat așa ceva timp să mă gândesc la momentul acesta și analizând timpul acesta în care Marius a fost pastor în biserica noastră, gândindu-mă la toate momentele frumoase pe care le-am petrecut împreună și la nivel de biserică ca întreg, ca să spun așa, și la momentele petrecute la departamentul de tineret și la momentele din seriile când aveam comitet și la momentele personale când familia mea s-a întâlnit cu familia lui, și făcându-mi așa câteva calcule în mintea mea, am constatat un lucru interesant pe care aș vrea să vi-l spun, poate slujește ca exemplu în căutarea unor repere celor care doresc să-și fixeze segmentul acesta de timp în memoria lor. Despre ce-i vorba? Cam cu vreo 2 luni înainte ca Marius să vină pastor în biserica noastră, în familia noastră s-a născut primul copilaș. Iar cu vreo 2 luni în urmă, ca Marius să plece din comunitatea noastră, în familia mea s-a născut al 2-lea copilaș. Lucrul acesta, imaginați-vă că mă face să-mi fie practic imposibil să uit vreodată când și cât a fost Marius, pastorul nostru, când și cât a fost Marius, pot să spun, pastorul meu. Ca o altă curiozitate, anul acesta eu chiar fac trecerea de la ceea ce unii numesc vârsta tinereții la cealaltă vârstă pe care nu știu exact cum să o numesc acum. Însă, a doua tinereție, ca să spunem așa. E adevărat că las reperele acestea doar ca o alternativă, probabil când voi avea mai mulți ani și îmi va fi mai greu să îmi amintesc de prezența lui Marius în biserica Ebenezer, și sunt alte lucruri care mă face să, cu adevărat să țin minte timpul acesta de 4 ani când Marius mi-a fost pastor, și anume, așa cum aminteam, toate clipele și momentele frumoase petrecute împreună, toate lucrurile frumoase pe care le-am auzit și pe care le-am învățat de la Marius, atitudinea lui pozitivă în situații mai delicate sau mai complicate și multe alte lucruri de genul acesta. Și aș vrea, de fapt, aș vrea să vorbesc în numele tinerilor și în numele întregii biserici chiar, aș vrea să îi oferim lui Marius și familiei lui câteva lucruri și eu o să-i ofer o făgăduință ca să o adauge și el la motivele pe care are să nu ne uite, să adauge și această făgăduință pe care am găsit-o în Sfânta Scriptură, de data aceasta în Cartea Proverbelor, capitolul 16 cu versetul 3. Spune așa: încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Ce pot să spun decât ceea ce știi deja, și anume că atunci când un om își încredințează planurile și hotărârile în mâna lui Dumnezeu și cere sprijin și ajutor de la Dumnezeu în sensul acesta, în momentul acela puterile cerului, puterile divine, vin în sprijinul omului și îl fac în stare să ducă la îndeplinire aceste planuri luate după inspirația Duhului Sfânt. Iar dorința mea și cred că dorința noastră este ca acea turmă formată din mielușei, din oițe și din noi de astăzi înainte să aibă hrană și să aibă din belșug. Dumnezeu să te ajute la aceasta. Amin. Te toca departamentul de tinereți. Pacea Domnului, vă spun și eu. Marius, mă așteptam inițial ca acest moment să fie mai puțin lipsit de, eu știu, de emoții, de încărcătura asta psihică așa încărcată, dar vreau să nu fie chiar așa emotivă situația. Deci nu consider că tu te desparți de noi, mai ales că noi ca creștini adventiști credem că mântuirea și venirea Domnului Hristos este aproape. De aceea despărțirea aceasta, chiar dacă este ea temporală, în cer va fi veșnică, va fi
continuă, da? Vreau să spun un lucru, că eu atunci când am venit la Ebenezer, chiar am crezut că va fi prima și ultima biserică. Mulțumesc, frate Petrică. Chiar trăiam așa cu speranța aceasta ca într-o zi să șederea noastră împreună să fie marcată așa de o ședere continuă pentru veșnicie. Dumnezeu are alte planuri și ne conduce în felurite moduri, dar trebuie să avem încredere în Dumnezeu ăsta. Absolut. Deci asta este mesajul nostru de la Departamentul de Tineret. În cer vom fi împreună veșnic. Nu vom mai fi despărțiți nici de, eu știu, distanțe scurte, vecinătate, ci vor fi pur și simplu împreună la aceeași masă cu Domnul Hristos. Mi s-a mai încredințat în același timp și misiunea de a îți da anumite daruri temporale, sau nu doar cele spirituale, dar și cele temporale, materiale, da? De aceea o să încep cu unul. Acesta, după cum vedeți, este în forma asta. Nu știu dacă crești, știi ce este înăuntru. Este din partea, în mod special, a Alexandrei. Stai doar puțin. Din partea Alexandrei, ea așa l-a făcut cu propriile ei mâini, de aceea are o încărcătură emoțională destul de mare. Sperăm să-ți placă. Departamentul de tineret ți-a pregătit și gânduri minunate împreună cu acest cadou. Te rugăm să-l deschizi. Mulțumesc foarte mult! Este o tăviță pe care să-ți pui toate amintirile de la Ebenezer, da? Să le păstrezi acolo. Și acesta este un mic cadou, tot așa un detaliu din partea noastră, ca să-ți aduci aminte de timpul pe care l-ai petrecut aici. Și te rog să-l deschizi, să vedem ce poate să fie. Unul dintre lucrurile pe care trebuie să vi le spun este că atunci când am venit la Ebenezer, am venit doi și plecăm aproape patru. Și din punctul acesta de vedere, suntem destul de bogați. Ultimul an de zile l-am petrecut așa în trei și probabil că Martita v-a cam marcat cu vocea și cu existența. Mulțumesc foarte mult! Este un ceas care marchează oarecum trecerea timpului și o să-mi aduc aminte de biserica aceasta. Mulțumesc foarte mult! Ok. Aș dori să o invit și pe Edith cu Marta aici. Într-adevăr, Marius pleacă îmbogățit de la noi. Dacă mai rămâneau puțin, plecau și mai bogați. Înainte să primiți cadou din partea bisericii, vrea să nu rămână în urmă nici departamentul Explo. Marius, cred că mi-a fost mai ușor să vorbesc cu tine prima dată decât acum. Vreau doar să-ți mulțumesc pentru tot. Pentru prietenia ta, pentru momentele spirituale, pentru tabele petrecute împreună și vreau să-ți mulțumim într-un stil Explo. Puțin din natură, mai mult din inima noastră. Ceva ce să reprezinte familia voastră, prietenia noastră și țelul nostru creștin. Dumnezeu să vă Realitatea este că pentru mine Explo a însemnat prima ieșire împreună cu cei de la Ebenezer. Au însemnat nopți petrecute împreună, pregătind programe și materiale pentru copii. Realitatea este că datorită departamentului Explo mi-a fost ușor să mă integrez la Ebenezer. Că a fost mai ușor la început, probabil că e mai ușor să spui bun venit decât să spui la revedere. Mulțumesc copiilor cu care am colaborat și departamentului. Mulțumesc.
Aceasta este. Mulțumesc foarte mult. În spate scrie următorul mesaj: nu e așa important locul de unde plecați, deși ne doare, nici locul unde veți merge, deși vă așteaptă. Cu adevărat important este zborul vostru spre cer împreună cu alții. Domnul să vă binecuvinteze lucrarea voastră și familia. Cu toată dragostea, Explo Ebenezer. Amin. Am bucuria să îi spun bun venit noului pastor de tineret, fratele Mihai Butoi. Mihai, suntem toți cam de aceeași vârstă apropiată. Mihai s-a căsătorit împreună cu Claudia în anul 2003. Este un program al Bisericii la Întrepenia și Claudia nu a putut să fie sabatul acesta. Împreună cu Mihai, într-un prim sabat, o să cunoașteți întreaga familie. A terminat studiile teologice la Sagunto în anul 2004. De atunci a slujit ca pastor în Alicante și Elche, Calatrava și Arganda și
din septembrie anul acesta continuă ca pastor titular la Calatrava și pastor de tineret la Ebenezer. Mihai, bine ai venit și Dumnezeu să fie cu tine. Dacă n-ar fi un spirit de familie, aici ar impresiona pe cineva când intră în sala aceasta și ar trebui să stea în fața oamenilor. Am văzut unele persoane din Calatrava, am văzut unele din Arganda chiar. Mă bucur să fiți aici cu toții și de asemenea salut pe toți ai casei cu pacea Domnului Iisus Hristos. Eu mă declar un tăciune scos din foc, așa cum spune Biblia, și vreau să vă spun că am o credință puternică în Iisus Hristos. Este ceea ce cred și ceea ce predic și încerc să împărtășesc. Și de asemenea cred în înțelegerea vieții și a lumii acesteia așa cum o prezintă Biblia. Este baza credinței mele și mă rog Domnului ca să mă ajute să fac lucrarea aceasta de acord cu cuvântul Său. Mă simt mai în familie datorită faptului că mă cunosc foarte bine cu Sergiu, foarte bine cu Marius și de aceea pot să deschid cuvântul astăzi. Vă propun în câteva minute numai să deschidem o temă pentru înțelegerea lumii și vieții acesteia, care pe urmă rămâne pentru meditația noastră. S-ar putea restrânge într-o singură expresie, deschiderea ochilor. Rog departamentul tehnic să pregătească imaginile pe care le-am pregătit, le proiecteze. Pentru mine a fost o revelație din Biblia aceasta, datorită faptului că m-am întrebat de mult, de multe ori, am primit tot felul de răspunsuri asupra realității acestei lumi și dintr-o dată, ca și cum te izbește ceva în față, am primit gândul acesta a deschiderii ochilor. Și în Biblie sunt două deschideri ale ochilor care vin din partea la doi autori. Un autor vorbește în Geneza, capitolul 3, versetele de la 5 la 8, și spune așa acest autor, puteți să identificați noastre autorii, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. După ce Dumnezeu l-a creat pe om și a spus ce bun este tot ceea ce am creat, bun în mare măsură, acest autor vine și le spune perechii create că ei sunt ca acest copil mic, cu ochii închiși și nu cunosc lumea. Astăzi vine cu aceeași istorie și am să mă adresez tinerilor, vine și le spune același lucru. Voi aveți ochii închiși și nu știți de fapt și de drept unde ați putea ajunge. Mâncați din fructul oprit. Vi se vor deschide ochii și veți avea o experiență ca a lui Dumnezeu. Veți ști ce este binele și ce este răul. Aici face o acuzație mincinoasă despre Dumnezeu acest autor, spunând că Dumnezeu practică binele și răul. Cuvântul a cunoaște în Biblie și în special în Vechiul Testament înseamnă experimentare. Acest autor spune despre Dumnezeu că El face la nivel de experimentare binele și răul. Am descoperit în Biblie, sau mi s-a descoperit din Biblie, o altă deschidere a ochilor. Și se găsește acest text în Fapte, capitolul 26. Vă invit să deschideți cu mine dacă avem Biblie. Fapte, capitolul 26. Versetele de la 15 înainte. Cine ești, Doamne? Am răspuns eu. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești, dar scoală-te și stai în picioare, căci m-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor ale lucrurilor pe care le-ai văzut
cât și ale lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimet, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Adevărata deschidere a ochilor, punem a doua diapozitivă. Eu cred că în acest diapozitiv e Marta, dar nu știu, Marius și Edith o cunosc mai bine, dar are ochii la fel de frumoși ca și Marta. Există un al doilea autor în Biblie care vorbește despre deschiderea ochilor. Este Domnul nostru Iisus Hristos. Și spune unei lumi foarte asemănătoare ca a noastră, unde l-a trimis pe Apostolul Pavel, care intra într-un oraș unde erau muncitori, unde erau filozofi, unde erau copii, unde erau studenți, unde erau muncitori, unde erau tot felul de persoane care se trezeau dimineața, aveau viață normală și Dumnezeu îi descopere Apostolului Pavel că situația lor este aceasta, că se află în întuneric și că au de fapt ochii închiși. Oferta Domnului Iisus Hristos pentru noi este ca să ni se deschidă ochii și să înțelegem lumea în care trăim. Spuneam înainte că m-am întrebat de multe ori asupra realității acestei vieți. Lumea propune o schemă asemănătoare unui munte cu multiple drumuri care merg toate spre vârf și de fapt și de drept duc toate în același loc. Am avut ocazia într-o miercuri după amiaza, eram în Biserica din Calatrava, unde avem o întâlnire de rugăciune, o doamnă, o tânără mai bine zis, cu un turban în cap, a venit căutând o întâlnire spirituală care era acolo. Și zic, bun, dacă ai venit la o întâlnire spirituală este ok, zic, dar nu este cea pe care tu o cauți. Ea era de religie Sikh și am vorbit o bună perioadă de timp cu dânsa, după care mi-a spus, tot ceea ce ai vrut să faci în timpul acesta este să mă convingi că tu ai dreptate și că eu sunt greșită. Dar adevărul este că Dumnezeu este în tot și în toate și se manifestă în toate felurile și orice ai găsit tu să-mi arăți cel mai negativ posibil și cel mai pozitiv posibil, acela este Dumnezeu. Biblia nu vorbește despre așa ceva. Biblia spune că avem nevoie să ni se deschidă ochii ca să ieșim de la întuneric la lumină, că oamenii se găsesc sub puterea celui rău și au nevoie să fie călăuziți către Dumnezeu și aceasta înseamnă deschiderea ochilor. Am o următoare imagine care mi s-a părut foarte apropiată, care arată de fapt starea oamenilor. Vedem lumea aceasta, sau este văzută lumea aceasta, cu ceva asupra ochilor, care îi dă o înțelegere diferită. Personal mă declar un tăciune scos din foc și cred în Domnul Iisus Hristos. Și o să-mi permit cu ocazia aceasta să mă fac puțin vulnerabil și să vă spun ce m-a convins pe mine. Deși mama mea de când eram copil mi-a pus Biblia în mână, am citit Biblia la lampă, nu știu câți dintre noi ați avut experiența aceasta, dar vă aduceți aminte ce Ceaușescu ne mai stingea lumina, așa că am citit Biblia și la lampă când eram copil. Pe urmă m-am dus foarte mult prin curtea școlii sau prin curtea bisericii sau mai departe și la un moment dat am început să vizitez biserica din Castelion. Greșeală fatală pentru pastori. Pastorul de acolo a predicat într-o perioadă de timp scurtă aceeași predică. Atunci când eu i-am spus, nu-i venea să creadă, dar pentru mine a fost semnificativ lucrul acesta. Pe mine personal m-a convins și m-a atras către Iisus Hristos. Pentru că El prezenta în acea predică, care era despre Maria Magdalena, prezenta un Iisus Hristos care iartă, care uită, care iubește, care restaurează, care se face prieten, care vine la tine acasă,
Și să știți că am iubit pe acel Iisus Hristos. Și îl iubesc și astăzi, dau mărturie de El și cu ajutorul Lui încerc să predic ceea ce El spune. Ochii noștri trebuie să se deschidă, după cum spune Domnul Iisus Hristos, ca să înțelegem starea în care ne aflăm și să înțelegem ceea ce El ne oferă. Versetul 17 din aceeași carte, Faptele Apostolilor, capitolul 26, spune astfel: Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea Satanei la Dumnezeu și să primească, prin credința în mine, spune Domnul, iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Doriți un astfel de Iisus Hristos? Este rugăciunea mea ca mie și tuturor să ni se deschide ochii, să-L cunoaștem așa cum este, pentru că aceasta este mântuirea. Domnul să binecuvinteze biserica aceasta și orice suflet care acceptă să-L cunoască. Amin. Trebuie să rămânem în picioare. Ordinul e de sus. Oricât am fi încercat noi să dăm o atmosferă de familie, mie mi se pare că e o presiune care apasă. Este. O simt numai eu sau? Este. Este, nu? O întrebare, înainte de a spune ce e de spus. Ce ați auzit despre Biserica Ebenezer? Mie este atât de vecină încât o cunosc, așa că nu este din auzite, ci o cunosc, așa că nu vă faceți griji. Toți au spus că lucruri bune. Lucruri bune. Vroiam să mă asigur să văd cam ce părere aveți dumneavoastră despre Biserica Ebenezer. Vreau să vă spun că pentru mine pastor însemnează mai mult decât un cuvânt obișnuit. Și cred că asupra dumneavoastră ca pastor și ca pastori, atârnă o greutate solemnă din partea lui Dumnezeu. O responsabilitate pe care noi, oamenii de rând sau membrii bisericii, nu o înțelegem atât de clar cum ați înțelege dumneavoastră. De aceea cred că o responsabilitate, mai ales atunci când familia se mărește. Ai trecut de la un copil, la al doilea, poate vine și al treilea, și responsabilitatea din ce în ce se mărește și devine greutatea mai, parcă apasă mai puternic asupra ta. Dar, pe o parte, deja capiți și o experiență. De la primul copil, deja al doilea, parcă începi să te obișnuiești cu el din ce în ce mai bine. Cred că, într-adevăr, faptul că deja ați început în lucrarea dumneavoastră prin Alicante, prin Castelion, prin Madrid, deja v-ați obișnuit, dar eu cred că atunci când este primul pas într-o comunitate necunoscută, cu toate că cunoașteți ceva, cred că responsabilitatea este mai mare. Și având în vedere că Dumnezeu v-a chemat la un departament destul de greu, să zic eu, din punct de vedere al timpului pe care îl trăi. Am văzut pe aici multe mișcări, mi-a trecut prin minte tot felul de idei, cadouri peste cadouri, mi-a trecut prin minte ceva repede, dar înainte ca să vă dau ceea ce Dumnezeu m-a inspirat, vreau să vă citesc ceva. E un paragraf din Sfânta Scriptură destul de bine cunoscut. Aș vrea să-l citim împreună, toți cei care doresc să ne urmăriți. În prima carte, Iosua, la pagina 233, capitolul 1, cu versetul 7 și chiar 8. Tocmai despre lucrurile care am vorbit. Teamă, responsabilitate, Dumnezeu v-a chemat aici. Și Dumnezeu vă spune la început de drum: întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea, nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cuge deasupra ei zi și noapte,
căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbuti în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te, nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Amin. Așa să fie. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea izbândă și cartea aceasta a legii, pe care vă dăm cu toată dragostea, să fie un semn al zilei în care ați început lucrarea în Biserica Ebenezer. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă mulțumesc mult în numele Bisericii, vă mulțumesc noastră. Este dorința mea să fie așa. Cred sincer că lucrarea Domnului se face cu susținerea Domnului și prin influența Duhului Sfânt. Dacă nu, nu avem ce căuta în locul acesta. Și Domnul să ne ajute. Amin. Amin. Îl primesc în numele soției mele și vă și mulțumesc în numele ei.